Zim de viitorul lui Gică Hagi, este o echipă care s-ar plia pe filozofia ta? Da. Îți place clubul Viitorul? Da, îmi place. Păi da, eu când eram, meciurile dintre mine și Hagi erau cele mai spectaculoase în Liga 1. Noi cu Viitorul aveam niște meciuri fantastice. Cum vezi plecarea asta lui Rednic și nu te pun să analizezi mandatul lui Rednic, dar crezi că poate fi un plus în viitor sau e sacrificat? Pentru că mai avem locul de baraj pentru cupele europene. Sunt antrenori care nu pot să antreneze decât jucători mari, da, și care nu pot să construiască din jucători tineri sau jucători mai... Sunt două tipuri de antrenori. Nu vreau să comentez. Problema este, repet, ca să ajungi la maturitatea de a gestiona un club important, trebuie să faci asta, în primul rând. Și după aia să treci la pasul 2, și după aia la pasul 3, și după pasul 4. Că și cum te joci pe un telefon, un avion, când zbori și faci un joc, dacă nu faci punctele, nu te lasă, corect, te duci la 2. Departe, rămâi acolo, nu poți să sări la 5. Numai în fotbal românesc să sare direct la 5. Adică anulezi jocul și te duci la 5 direct. Da, dar uite că totuși sunt unele echipe care au rezultate, dar bine, probabil se bazează pe ce ai spus tu, jucători de foarte mare valoare care practic de multe ori... Păi da, CFR-ul, păi îți dau exemplu CFR-ul. Te rog. A câștigat campionatul, da, cu 4 antrenori diferiți, cu 4 filozofii de joc diferite. Ce demonstrează chestia asta? Au început cu Consei Sau, au continuat, da, cu Iordănescu, da, au mers mai departe cu Minteoan, 5 meciuri din 5 victorii din 5 fără înfrângere. Probabil dacă nu venea Dan Petrescu, Minteoan câștiga până la sfârșit. Păi dar mai avea 3 meciuri să termina campionatul. Înțelegi? Da. Și după aia Dan Petrescu. Deci, Consei Sau, Iordănescu, Minteoan, Dan Petrescu, 4 filozofii de joc total diferite, CFR-ul campioană. Ce înseamnă asta? Blocul funcțional al CFR-ului a câștigat titlul. Nu valorile individuale ale stelei care nu erau automatizate și nu erau regimentate în trasee și automatisme de joc. Și revenim la campionatul mondial. Cine a câștigat campionatul mondial? Tehnica de miliarde ale Uruguayului, Braziliei și Argentinei? Sau forța colectivă a Franței, care face loturi naționale pe bandă la Clairefontaine și dacă scoate 4 mijlocași ca la hockey și bagă alți 4, aruncă 4 mai buni decât aia care erau titulari? Franța a câștigat campionatul mondial. Ăsta e fotbalul de astăzi. Nu Mbappé și Griezmann au câștigat. Și ei, dar ăilalți 8 au câștigat. Înțeleg ce spui. Simplu. Da, până la urmă și Croația, o echipă care nu e neapărat spectaculoasă, ci mai mult compactă. Da. Da. Bun. Zi-mi, te rog, de CFR, din punctul tău de vedere, acești jucători experimentați, care au performat și care au adunat trofee, au ajuns la o finalitate a unui ciclu? Cam da, anul ăsta da. Adică sunt vreo 4-5 jucători care trebuie să rămână în club, trebuie să li se dea să fie schimbați. Cuvenite, dar vârsta nu iartă pe nimeni. Adică sunt consumați între ei. E vorba de ritm aici. Da. Tu vezi ce se joacă în Europa League, ce se joacă în grupe, ce se joacă în Champions League, ce viteză de joc e. Nu mai poți la un anumit moment. Ei au adus și un jucător ăla pe care îl plăteau cu 50.000 de euro pe lună. Cum îl chemau? Baptista. Baptista. Un jucător imens a fost. Da. Dar la vârsta aia... Retras 2 ani. Da. Dar la vârsta aia cât avea? 35-36? 37. 37. S-a retras la 35 de ani, a stat 2 ani și a venit la CFR pe 50 de ani pe lună la 37 de ani. Despre ce vorbim aici? De asta spun tot timpul, că fotbalul românesc trebuie să forțeze jucători tineri în care randamentul să bată experiența. Asta e șansa fotbalului românesc. Și lucrurile astea, pentru că nu se fac, se repercutează asupra echipelor naționale și asupra federației. Pentru că federația primește jucători din campionatul României. Da, zi-mi legat de CFR, din punctul tău de vedere, cum ar trebui schimbată, modificată echipa în vară? Că, ok, spui că acum ar fi ultima suflare a acestor jucători care au performat. Câți jucători ar trebui aduși? Nu știu câți acum. Trebuie să promoveze. Ei au niște jucători, așa, care mai mult au stat în tribună. Da. Că eu am văzut că aveau jucători de 400-500.000 de euro care stăteau, da, în tribună, da, da, sau sunt împrumutați. Aveau rezerve de lux și împrumuturi de lux, e adevărat. Ăsta micu, cum îl cheamă, care joacă la Sepsi, Petrea sau nu, cum îl cheamă pe la, de la CFR, care joacă la Sepsi, ăla mic, care l-au împrumutat. Petrila. Ăsta n-are voie să nu fie în echipa CFR-ului. Este un jucător fabulos. De ce l-au împrumutat atunci? Păi nu știu, pentru că nu știu să-l construiască. Da, chiar, tu la un moment dat mi-am amintit... Petrila, Mailat, Itu... Stai puțin, că mi-am amintit. Tu, în urmă cu ceva timp, nu mult, cred că... 2 ani, să zic, tu ai avut ceva discuții cu CFR-ul. Mi-aduc aminte pentru că ne-am întâlnit la un post de televiziune
Și știi că ți-am spus că știu despre chestia asta, ai refuzat să-mi spui, să-mi dai detalii, dar vreau să te întreb în ce relație mai ești cu Neluțu Varga. Foarte bune. Deci e posibil, nu acum, că e Edi Iordănescu, dar e posibil ca la un moment dat suntem să... prieteni. Sunt relații foarte bune cu cei de la CFR. Păi și asta ce înseamnă? Că știu că mai și mergeai la meciuri. Mai și mergeai la meciurile CFR. Eu nu cred că mergeai degeaba până la Cluj. Doar adică ca să putem să bem un Sancerre Grand Cuvée Comtelan în fond, pe o masă sau ceva. Am înțeles. Bun. Ai putea să lucrezi cu filozofia asta CFR-ului? Dacă ți-e spune, eu nu mă interesează, lasă-ne cu tinerii tăi, vrem să joci cu ăștia care au 30, 32, 35 de ani să performeze. Cu oricine poți să lucrezi, dar viitorul este ăsta. Ea este o echipă. Ea este o echipă care plătește, alături de FCSB și Craiova probabil, cele mai importante salarii. E un nonsens să nu faci chestia asta. Te blochezi. La un moment dat te blochezi. Pentru că jucătorii ăștia, la un moment dat, poate nu anul ăsta, la anul, nu vor mai putea și tot la chestia asta ajungi. Deci trebuie să o faci mai devreme, mai bine decât mai târziu. Pentru că, pentru că dacă o faci abruptă, niciodată nu poți să scoți 10 și să pui 10. Blocul funcțional, am să ți-l dau un exemplu pe Lucescu aici, cu Răducioiu și cu Lupescu. El avea o echipă în care câștiga și 8 oameni, care l-avea în spate pe Sabău, pe Lupu, pe Mateo, pe Rednic, pe Andone, pe Mișa Klein, Dumnezeu să-l ierte, pe Mihăiescu. Și aia când au fost promovați Răducioiu și Lupescu la 16 și la 17 ani, reține 16, dacă nu 15 Răducioiu, erau într-o echipă în care îi împingea. Și ei s-au transformat rapid din perspective în certitudini, pentru că era blocul funcțional, ei băteau 6-0 pe Panathinaikos, ții minte? Da. Atunci, unul a ajuns la Milan și unul la Leverkusen, din cauza acestui lucru. Dacă ei nu erau într-o echipă compactă și erau promovați, erau aruncați la 16-17 ani, cum spun ăștia, că stai să-i aruncăm în teren și vedem după aia, înfrângerile cad pe umerii tinerilor și toți ăia maturi din echipă, bătrânii, încep și spun, păi stai domne, dacă jucăm cu ăștia, cu copii. Și atunci intervine conflictul între generații. Lucescu a fost inteligent. Întâi a făcut echipa, o echipă puternică, care juca semifinale de cupe europene cu Sampdoria și cu ăștia, și după aia i-a aruncat pe ăștia. Și nu mulți, spui doi. Doi pe an, la nivelul la care ajunsese Dinamo, putea să-i arunce pe ăștia și anul următor arunca alți pe doi. Ce îmi spui, Lucescu este genial, cu toate că tu în ultimii ani ai mai fătorație bună cu el. Mie mi se pare genial ce povestești aici. Da, dar n-are legătură, eu sunt un om obiectiv, nu pot să compar, vorbesc de caracterul lui Lucescu și unul să vorbesc de profesionalismul desăvârșit al lui Lucescu, care trebuie recunoscut. Bun. La nivel internațional, Lucescu a fost și este încă un antrenor care am lucrat cu el atâția ani de zile, nu? Îl cunosc. Și mai mult decât atât, ați avut o relație foarte apropiată, familie. Am lucrat cu el de la început, de la copii, eram împreună acolo când asta. Și el este un constructor de echipe și de jucători. A demonstrat lucrurile astea la toate nivelurile, și la echipa națională, și la Corvinu, și la Dinamo, și la Rapid. Care e cea mai mare creație? Și eu după el am făcut același lucru, dar el după aia nu. Cum? Dacă ar fi să nominalizezi cea mai mare creație a lui Lucescu, care ar fi? Corvinu, bineînțeles. Peste Shakhtyor? Peste Dinamo peste. Din 89? Peste. Pentru că la Dinamo era un club puternic. Avea toate resursele. Patronat de securitate și de interne, în care alături de Steaua putea să ia tot cei mai buni jucători din România. Dar momentul dificil a fost Hunedoara, în care el a construit niște jucători din nimic, care nu existau. Cine era Corvinu Hunedoara? Ala este marele merit al lui. Și după aia a venit cu blocul ăla de jucători la Dinamo, s-a făcut performanța la un alt nivel și la echipa națională, dar punctul lui forte ca și antrenor, după părerea mea, cel mai, cu gradul de dificultate cel mai înalt, este Corvinu, fără doar și poate. Interesant. Corvinu era o echipă care, dacă nu exista Steaua și Dinamo, era campionat țării fără niciun fel de